Smart Balance, Bucharest Technology Week este o oportunitate în primul rând, pentru că ne considerăm trendsetter în domeniu. Aducem, importăm, producem și vindem, comercializăm în România unele dintre cele mai noi hoverboard-uri. De exemplu, ultimele aduse ca model acum au aplicație care îți indică viteza, pornește din telefon, practic. La fel și trotinetele electrice sunt unele dintre cele mai performante de la noi din țară. Ca produse la târg în cadrul Bucharest Technology Week am adus motociclete electrice cu autonomie de peste 60 de km, o viteză de 25 limitată, dar limitată, trotinete electrice, iarăși cu aplicație, se descarcă aplicația Smart Balance pe Android sau pe iOS. Solo Wheel-ul, care este un device foarte interesant, dar îți trebuie foarte mult curaj, este o singură roată, se poate vedea acolo. Trebuie echilibru stânga-dreapta, față-spate, puțin mai complicat, dar sunt persoane care merg din prima. Super, Bogdan, sună foarte interesant ceea ce mi-ai povestit, dar aș vrea să te rog să-mi zici cui se adresează toate aceste produse pe care le aveți la stand. Se adresează tuturor, practic, de la copii. Avem drift carturi pentru copii, tot electrice, se pot face drifturi cu ele, până la, nu pot să vorbesc de o limită de vârstă, depinde de persoană, practic. Se vând Segway-uri persoanelor vârstnice, deci trotinetele la fel sunt ca target undeva de peste 20 de ani, sau pentru copii, ceva mai mici. Nu există o limită de vârstă, de la copii până la vârstnici. Deci tuturor, practic, cam asta. Da, asta voiam și eu să zic, deci practic este pentru toată lumea. Am observat că sunt din ce în ce mai multe persoane care folosesc biciclete, unele electrice și din ce în ce mai multe device-uri, hoverboard-uri, motociclete electrice, trotinete electrice. Ce amploare crezi că va lua acest fenomen în următorii ani? Va lua o amploare din ce în ce mai mare, pentru că România vine din spate cumva din punct de vedere al utilizării dispozitivelor acestea eco, bio, mai ales în contextul unui oraș destul de poluat, destul de aglomerat și așa mai departe. De ce trendsetter? Trendsetter pentru că unul dintre exemple e faptul că cele mai noi hoverboard-uri de la noi au sistem de autobalans, ceea ce presupune că dintr-o telecomandă hoverboard-ul stă singur în balans și te ajută să înveți mult mai repede decât în unul normal.